ești tu, nu mai cunosc pe nimeni, fiindcă ești tu, gândul mie numai la tine, mă urmărești mereu, sau am ajuns prea mult. Să nu te mai iubesc, dar ce să fac dacă-mi plac?
Tocmai tovarășii aia care primeau de la magazinele partidului tot ce le dorea inimioara și mădulioara și vrăbioara. Tocmai ei au hotărât că cine n-are soia în sânge nu poate să înțeleagă problemele românești. Ci că America e țara tuturor posibilităților. Că aici unul care a vândut ziare poate să ajungă ministru. Dar unul care a fost ministru la ăla să fie ministru și la ăia e posibil aici? Nu e posibil. Sau că aici ar fi cei mai mari gangster care au furat vapoare, trenuri, au furat și o catedrală. Dar o revoluție au furat ei? Renumita Silicon Valley, Valea Siliconului, renumită că în 3 secunde poți afli, au așa niște aparate, că în 3 secunde poți afli cu ele tot ce e în toată lumea. Dar în Valea Siliconului Iliescu există niște aparate cu care în 3 ani jumate n-a reușit nimeni să afle nimic. Au făcut ăștia o singură dată armata americană a întors armele pentru președintele Lincoln de acolo. De 4 ori armatele de miniere au întors ciomegile în toate direcțiile. Și în orice fel de minier, de aia de cărbun, amărășteni, de aia antraciți, de aia lihniți, nu, de aia din minereu de fier, ca să fie bine piliți. Dacă a făcut și el la fel ca precursorul lui, șeful ălalt, care a năbușit Revoluția de la Brașov cu Meaiu, dar m-ar mai ajuta la ceva, că după aia s-au supărat cu coanele că am zis de Meaiu, sau... A, bă, nu te trebuie. Dar uite, mi-a stai drept în fața lor acolo, ți-ar ne da niște românești. E ceva? Dar sunt niște doamne acolo și vede numai partea de ciocolată. Nu poate să vadă prin dumneata, vină mai încoace de la cu furatul de cameră, vină încoace. Da, păi am făcut ce și asta vreau să vă spun, că ăia de la Meai erau băieții cei mai buni, cei mai ascultători. Ei ascultau și telefoane și convorbiri și de toate. Ei erau și lipitori și deslipitori și cititori la scrisori. Erau băieți buni și bogdobă, dar toți, păi din cauza asta acum erau și profesori, profesori de câte o limbă străină, trăgeau câte unul de limbă, până când vorbea corect, sintactic, spunea totul. Ăia erau profesori. Păi acum, sigur, ce se temie de șomajul ăsta din România dacă s-a desfințat industria de filaj? Când dinamoviștii au rămas tot dinamo, că era, da, pentru că ei erau săraci amatori, sportivi erau amatori, erau încadrați în câmpul muncii, care era la fabrica de îndreptat banane, alții erau la fabrica de stors purcei de lapte. Dinamoviștii munceau mai mult dimineața, erau la culesul viilor, noaptea la culesul morților. Păi au dreptate adversarii lui Ierțin să-l fac bulească. Păi sigur, pentru că înainte în RSS, lumea o ducea mult mai bine. Eu am făcut atâtea turnee acolo. N-am auzit pe nimeni să-mi spună, sunt flămând. Nu, toți spuneau, m-am săturat. Acum o face America pe mare miliardar, împart cu miliarde în toate părțile. Dar atunci URSS era bogată. Ea împărțea cu miliardele, unde se credea că e vreo revoluție, e vreo școală, aiurea, Iorgu, era KGB-ul în spate. Ei erau în spatele tuturor menguștilor și fidel castraților. Și aici Partidul Comunist American, Partid Comunist, erau adepții lui
ăștia de aici le puneau bărbile. Și lui Lenin ciocul, bineînțeles. Ăștia erau, erau, uite, acum Rusia a devenit mama Rusia. Pentru ruși e mama noastră. Pentru românii din Basarabia e mama lor. Da, dar Rusia acum e pravoslavnică, religioasă. Îți a spus că 70 de ani oamenii bisericii n-au avut voie să facă nimic, nicio activitate în Uniunea Sovietică. O, ce minciună! Nicio activitate! Dar conductele de gaz din Siberia, cine le-a instalat? Nu oamenii bisericii și păi așa se spunea și la noi, că din cauza că șeful a dărâmat toate bisericile în București, nu mai sunt lăcașuri de rugăciune. Păi lăcașuri de rugăciune erau peste tot, mai mult ca oricând. Că te rugai la lapte, te rugai la ouă, te rugai la felem, te rugai la cafe. Numai religie. Dar cum? Și devizele care se depuneau în străinătate, se depuneau toate pe numele tatălui, al fiului, al fiindei neveste și al sorei cele vitrege. Toate religiile erau reprezentate în jurul șefului. Erau 200 de baftiști. Aia care aveau baftă erau împrejurul lui. Baftiștii erau ai lui. Pormă erau 10.000 oastea Domnului, tot ai lui. Și 23 de milioane de protestanți. Era libertate, nu eram și toți. Dimineața se duceau la slujbă, la prânz posteau și seara aprindeau lumânări. Ce vezi, mai? Toate religiile erau libere, că tocmai au zis unii, bine bă, Moritz, bă, nu ți-e rușine, o viață întreagă ai venit în fiecare sâmbătă la biserică, la sinagogă și acum ai trecut la creștinism. Eu am trecut, păi da, te văd în fiecare dimineață când pleci de acasă, îți faci cruce. Eu, păi te văd eu că... Eu sunt om bătrân. Când plec de acasă, mă gândesc, am uitat ce fac, sunt încheiat la pantaloni, ochelare, iau în părmetitul. Toate religiile, nu mă, de acum a fost, da, au venit și, cum a venit o fetiță la, să se spovedească, o fetiță de 14-15 ani, și mămica era plecată, și a venit vărul meu la noi, m-a sărutat, și mi-a scos rochița, și mi-a scos și cămașa, și m-a zârlit pe pat, și a venit mama, puf, era mătare. Era și acum, chiar și la catolic, a venit la un bishop, un cardinal, a primit cadou un papagal. Era o papagaliță și tocmai când stătea cardinalul cu colegii lui, alți cardinali, deodată a început papagaliță. Eu sunt acorba, eu sunt acorba, s-a rușinat frinția ta. Dar alt cardinal zice, lasă că am eu. Eu am doi papagali care au învățat toate rugăciunile, se roagă toată ziua, îl punem împreună și se educă și papagalița. I-a pus împreună și a început papagalița ea. Eu sunt acord, dar unul din papagali zice, ți-am spus eu că rugăciunile ajută? Nu, că au fost soții sau acum, dar chiar a venit unul la... Unde era? În fosta RDG, în Berlinul de Est, l-au prins ăia pe unul din mari ștapt, acolo, tocmai înainte de Paște, într-o biserică, cu vreo 5 ani. Tovarășe, dacă ai fost în biserică, recunosc, tovarășe. Și ai sărutat picioarele lui Iisus Hristos, recunosc, tovarășe. Și ești gata să sărut și picioarele tovarășului Honecker, dacă ar atârna și el așa. De-abia acum el ține și mai religios. Nu vezi că nici nu așteaptă să vină Crăciunul și a început cu moșajunul. Dar acum, ne dați ori, nu, ne dați, davai denghi, umblă peste tot cu davai denghi. Da,
are ghinion săracul, că e recesiunea asta la voi, că altfel ar fi luat mai mult, nu numai 6 miliarde de dolari. Dacă e recesiune, păi dacă și știți voi să faceți economii, habar n-aveți, păi știți voi să scriți hârtia de birou pe față, pe spate și pe cant, habar n-aveți. Sau cum a venit unul cu, la București odată cu hârtii de toaletă învelite toate într-un cerc pe sfoară, toți l-au întrebat, unde-i cumpăra hârtie de closet? Ce cumpărat? Eu viu de la spălătorie. Da, știți voi ce face? Acum am auzit că de-abia aici în America se face recycling din hârtie de jurnal, se face hârtie de toaletă în 26 de faze. 26 de faze! Păi noi rupeam hârtia în jumate, faza întâia, ori rupeam în patru, copiii se ștergeau cu de peste hotare și părinții cu discursul conducătorului și gata în față. Acum, sigur că și l-ați ales pe Bill Clinton, că poate vă scoate el în recesiune. Păi dacă aici, ca să alegi un președinte nou, trebuie să bagi în urnă o hârtie. La noi, ca să alegi un președinte nou, trebuie să-l bagi în urnă pe ăla vechi. Dar n-a fost, a fost domnul Iliescu aici, i-a nebunit pe toți congresmenii cu care... A fost acum două săptămâni aici, toată lumea l-a admirat. Mei, domnule, ce om! A arătat tuturor că și el e o minte luminată, o minte atot cuprinzătoare. Toți congresmenii au spus după aia, ce minte, domne, ce minte! Eu nici n-aș vrea să fiu și eu președinte, cum să fiu? N-ați văzut când domnul Bush i-a venit rău 2-3 secunde la Tokyo, gata, au scăzut toate acțiunile. Că ce mă... Păi cum să fiu președinte? Dacă eu sunt vreodată undeva și se întâmplă să-mi scape vreuna așa necontrolată, scade în toată lumea acțiunile la fasole? Dacă se poate întâmpla oricui, n-a pățit și regina. Regina Angliei doar era în caleașcă cu un, în caleașcă cu un lord bătrân pe care îl respecta și deodată calul... Regina a început, vă rog să mă scuzați, se poate întâmpla oricui, e fiziologic, e în firea mea, zice lordul. Da, eu am crezut că era calul. Dar se poate, bine, familia regală ne vrea binele, toată lumea ne vrea binele, toți ne vor binele, și Marx și Engels nu ne-au vrut binele, de-aia au făcut ei manifest. Toate astea cu exploatarea, cu plus valoarea. Păi, dar ce, cum arăta fața lumii, fața lumii, cum ar fi arătat dacă albinele ar fi fost conștiente că ele fură polenul florilor muncitoare în folos unei regine și al trântorilor ei? Este că roiau toate albinele? Și ce s-ar face dacă agitația și propaganda i-ar lămuri pe iepuri și pe iepuroaice că degeaba dau ei repede în plus valoare? Până la urmă pui mănâncă tot cheapurii de vânători. Și ce s-ar mai întâmpla dacă și găinile, dacă găinile ar ști că produc târtița lor de producție de ouă, numai spre folosul burței de ouă, este că nu mai ouă niciuna? Bursă, la voi totul, tot să gândesc mă la bursă, business, afaceri. Ce face bursa din Tokyo, bursa din mai știu eu unde, bursa din Londra? Și la București toți, toată asta-i toată problema. Ce face burta? Cum stă burta? Păi cum vrei să stea burta la București dacă o acțiune de roșii e 1000 de lei? Vai de capul lor! Dacă la bursa din Paris auzi numai hose și bese, la bursa din București sunt numai hose, că bese de unde? Păcatele lor, de unde? Dar vă, eu am vrut... Ca să știu ce-i bursa, l-am întrebat, că am vrut să joc și eu la bursă. Și l-am întrebat pe prietenul meu, rabinul Nathan, spune și mie ce e bursa. A, vrei să joc, să-ți spun bursa? Uite, tu cumperi mai multe găini. Găinile fac ouă, ouăle fac găini, găinile fac ouă, ouăle fac găini. Vine un moment când ai o cu
curte mare plină cu 100.000 de găini. Și vine un potop, o ploaie mare și neacă toate găinile. Și atunci îți spui, rațe trebuia să cumpăr. Asta-i bursa. Nu că așa am aflat, da? Tot el mi-a spus de ce tocmai evrei, de ce au tocmai evrei cele 10 porunci. Că Dumnezeu a venit întâi la Mahomet și el a zis, nu-mi trebuie. Urmă a venit la Buddha, Buddha a zis, nu-mi trebuie. A venit la Moise și Moise zice, cât costă asta? Nimic. Atunci lasă-le aici. Așa cum toată lumea știe, aici să știe de ce sunt dolarii verzi. N-ați dat de dolarii verzi, că-i culeg o vrei înainte de să coc. Eu vreau să fac bășcălie de cineva, nu pentru mine, toate neamurile sunt la fel. Nu există diferență de religie, de rasă, de culoare, de... că el neam, că e turc, că e portoric, mă rog, toate au limite. Nu, glumesc, că lumea iubește pe portorican, orică iubește. Toată, fiecare american se duce cel puțin o dată pe an în Puerto Rico să-și viziteze ștergătoarele de parbriz furate și capacele de roți. Da, glumesc, dar fiecare neam are specificul lui, are o... Uite, pentru mine, de pildă, e o mare enigmă, e o enigmă, armata israeliană. Păi de unde că se știe din istorie când au fost ovrei luptători? Sau a pomenit cineva în America vreun ovrei violent? A pomenit cineva în New York sau aici în Chicago ca patru negri pe stradă să spună, băieți, fiți atenți, ne vine un ovrei din față, hai să luăm pe trotuarul ăla. Unde există asta? Și nici acum omenirea nu pricepe cum au câștigat israelienii războiul de 6 zile cu un general ca Moshe Dayan, care nici nu vedea ce face. Avea o cârpă neagră pe ochiul stâng toată ziua. Au avut noroc că arabii au venit în dreapta, că dacă veneau din stânga, câștigau războiul. Nu, că nici eu nu pot să înțeleg nici aceea. Tot nu înțeleg cine a condus tancurile în războiul ăla. Că nu o să-mi închipui eu că un ovrei își lasă Mercedes-ul lui și să urcă într-un nenorocit de tank. Și arabii au primit tancuri de la ruși, 10.000 de tancuri, dar au zis, foarte bun tancul, dar cum bag eu cămila în el? Nu, că arabii sunt luptători buni, dar israelienii au mai avut odată noroc, că arabii n-au găsit pușca. Dacă arabii sunt luptători buni, dar până găsesc ei pușca sub toate cerceafurile și fetele de metru, s-a terminat războiul. Păi da, știi ce afacere au făcut ăia atunci cu bocancii din Sinai? Mamă, puneai un bocan de la mijlocul casei, scăpai de toți gândacii. Dar asta e, nu vedeți că toate neamurile nu se înțeleg între ei, tocmai ăia. Uite, de pildă, nu există nicio ură între senegalezi și eschimoși. Sau între bulgari și între norvegieni. Nu, tocmai aia care sunt neamuri, care sunt înrudiți. Cine poate să-i deosebească pe sârg de croați? Cine poate să-i deosebească pe armeni de azeri? Sau pe hinduși de brahma? Sau pe irlandezi de englezi? How are you? Who are you? Tot aia. Sau pe israelieni de arabi? Salom, salam aleikum, shalom aleikum. Probabil că de-aia nu poate să discute între ei, că vorbesc aceeași limbă. Dar acum vor să facă pace, tocmai acum la Washington, continuă conferința, mai ales pentru că Arafat are ambiție să se facă treaba, că vrea să fie și el. Păi nu, Iordania are rege, Arabia are rege, vrea și el să fie regină. Îi place muzica de Boulanger. Dacă are el tocmai un secretar, un Hassanel, și cu el discută la conferința de pace, că le-au spus ăilalți, vă acordăm autonomie. Așa?
continuăm lupta. Vă acordăm autonomie politică. Așa noi continuăm lupta. Vă acordăm independență. Așa noi continuăm lupta. Și ceva mai pupați-ne în cur. Așa domnii vor să negocieze. Dar când te sunt reproșe, răscolești.
Că vroia șeful să aibă popor mare, să fie cel mai mare.
nici nu mai vroia, nici nu mai avea nevoie de popor șeful. Vroia numai pinguini. Da, ăștia cel mai bun popor care i-ar fi plăcut. Mâncau numai pești oceanic, stăteau în fric și aplaudau toată ziua. Ăștia sau alții au alte modele. Ce? Da? Păi eu nu vroiam capitalist ăsta sălbatic. Eu vroiam un comunism mai uman, mai blând. Cum adică mai blând? Adică cum mai uman? Adică la coadă la unde lemn să nu mai stai două nopți, să stai numai o noapte jumate. Și coada la zahăr să nu fie de 120 de metri, să fie numai de 70 de metri. Și când vine de te umflă să nu te ia la două noapte, să te ia la 4 dimineața, ca să mai dormi și tu nițel. Și gloanțele de la KGB să nu fie de plumb de la greu, să fie mai ușoare de aluminiu sau de viplă. Păi sigur că ți-a duc atâția de pun la mormântul șefilor, au grijă să le pune de toate, să-i găsești acolo și flori și vin și plâng la mormânt. Păi sigur că da, unde sunt aia care mai cântă și acum din El Zora? Zamfira tu, nevasta mea, curierul nu-l vei mai vedea cum ne aducea de la Costap vreo știucă mare sau vreun crap. Nu aveam decât să spun conducătorul cel mai bun și aveam și cegă și morun. Sigur că regretă toate cucoanele care aveau croitoreața la Roma, manicurista la Paris și coaforul la Roma. Ce l-a apucat? Coaforul la Roma și mama la Motofrocești din deal. Ce alergi de colo-colo ca Ștefan Nebunoce? Ce te-a întâmplat? Ce mațe pui pe aici pentru mine? Aveam vreun contract cu dumneata pentru video, ceva, nu știu. Vrea să mă imortalizeze. General, se face, dar de-aia spun, să discută de uman sau șefi de ei foști, spun, bă, ce bine era pe vremea tovarășului Stalin, da. Aveam de toate, aveam trei amante și nu mi-ajungeau, acum am o nevață și nu mai știu pentru ce. Aveau ambiție, erau în stare să facă orice pentru carieră. Că a venit nevasta unuia să-i spună, băi Nicolae, auză, băi, m-a întrebat doctorul dacă în tinerețe ai fost onanist. Și ce ai spus? Nu, că ai fost întotdeauna comunist. De ce fă că poate vin și ăia la putere? Da, ăștia erau gata și acum ce să miră lumea că ei au venit la putere? Ei sunt mari acum. Dar pe cine vrei să pui la putere? Pe nenorociții ăia de la gospodăria colectivă Foame Nouă? Băia care habar n-au, care erau, i-a pus pe tovară și ăștia care erau odihniți, că ei nu stăteau noaptea pe la cozi. Erau mâncați, că veneau cozile la ei. Bine îmbrăcați, că aveau toate de la magazinul partidului. Ei erau spălați, că aveau săpun numai ei. Ei erau băiați, că numai la ei era apă caldă. Ceilalți am venit la o familie care se juca reni acolo, toți cu paltoane, cu șube, cu șoșoni, cu căciuri, erau țevile înghețate, toate bocnă, că oamenii au pus un afiș pentru musafiri, vă rugăm, veniți căcați. Ce vreme, ce vă facă oamenii? Nu știam nici ei, că era înghețat, că mutat tot, nu era nimic. De-aia, acum se miră că e și discuția asta între guvern și opoziție. Guvernul ăștia, conservatorii, vor o economie de stat. Ăia opoziția vrea economie privată. Ăștia de stat, ăia privată, până la urmă a ajuns la un compromis. De 3 ani jumate în România e o economie de stat în privată. Sigur, dar acum e bine, e bine că America e prietenă cu Rusia, domnul Clinton s-a întâlnit cu el, bucurie mare, dacă se adună, e o lovitură. Rusia scapă de foamete și America scapă de mâncare. Se adună bine. Și aveți o grămadă de avantaje, să termină și cu problema drogurilor. Când auzi mafia că se plătește în ruble, lasă dracu tot și intră în colectivă sau intră în câmpul muncii tot. Deși rubla e cea mai tare, nu vezi, s-a dărâmat francul francez, lira, sterlină, s-au devalorizat. Rubla de 70 de ani e neschimbată, nu o schimbă nici dracul. Nu, că până acum va
zero. Acum e zero, zero. Da, nu, mai tari sunt lei românești, dar lei de la circ. Că ține de când o prezentam pe Dina Mihalcea, artista emerită, să culca pe 5 lei, chiar că cea mai ieftină prostituată se culcă pe 5 lei. Tresoarele de acolo de la București, ale dreacu, se culcă numai pe dolare acum, nu mai culcă pe lucru. Dar că știți dumneavoastră cum e. Da, da, noi suntem mai bogați decât America, România, da? Ce aveți voi? Două partide mari și late. Păi în România, vai, 77 de partide au fost la alegeri. Fiecare tema. Bine, ia de la băiatul și băiatul și cu capitanul, cu soldatul, Mirle cu mireasa, popa cu preoteasa și eu cu fata popii. Le vede. Să cunoaște că tata a fost moșier. Da, avea afaceri de alea la moș. Da, ele, de-aia i-am spus când a venit partidul, i-a zis, tată, să nu-ți fie frică, n-avem de pierdut decât lanțurile, călușeii ne lasă. Avem de tot, dar acum, nu vezi că rușii, păi ce să dea o țară atât de agrară, o țară care are de toate, nu de grâu, nu de ovăz, dă numai de numeri. Că venit, au fost o serie de turiști americani în Rusia și au văzut pe câmp, putrezea toată recolta, au întrebat, era o băbuță pe mijlocul sat, babușca, ce-i cu recolta aia? Unde sunt bărbații? De ce nu vin să strângă recolta? Sunt la căminul cultural, maică, învață engleza. E bine, de ce femeile, să strângă femeile? Sunt la căminul cultural, învață engleza. Bine, atunci tineretul, să strângă ei, că putrede. Sunt la căminul cultural, maică, învață engleza. Pe atunci cine să strângă recolta? I don't know. Tovarășul Iliescu s-a ținut de cuvânt, a promis țăranilor pământ, le-a dat tuturor pământ pe care nu l-a găsit acasă, i l-a lăsat în fața porții. De-aia iubește toată lumea și s-a făcut și o odă, toți spun odele. Da, și un artist plastic i-a făcut un bust și a făcut și doi sâni. L-a întrebat tovarășul Iliescu, dar de ce mi-ai făcut sâni? Că dumneavoastră sunteți ca o mamă pentru țara noastră. La sânul din stânga suge clasa muncitoare, la sânul din dreapta suge țărănimea muncitoare și intelectualitatea, nu știu, eu v-am făcut bust. Agricultura e în pom. Toată lumea seamănă numai secară. Secară ungurii, secară nemții și ăilea s-au cărat de mult. De-aia au spus Lenin, a avut dreptate, a prevăzut el când a spus capitaliștii ne vor vinde și frânghia cu care o să vrem să-i spânzurăm. Au fost depășit, capitaliștii le dau deja frânghia pe gratis. Noroc că nu au nici măcar unde s-o atârne. It's important.
ce mai că și ea place, zic eu, Ionoare, în fântița asta mică și cu roboane, mă gândeam că nevestică o să jade. Fântița mea e nouă și chine mare, uite-ne pe amândouă, gătite tare. Thank you.
Cum vorbești dumneata așa, mă, pis eu?